De ce este importantă această carte? România e o țară confuză. De fapt, România este o sumă de țări. Și fiecare dintre noi se regăsește într-una sau într-alta dintre țările care împreună formează România. Există o țară în care domnesc insulta și calomnia. Există o țară în care nu se face distinție între valoare și non-valoare. Dar există și o altă țară, tot România, tot în România, în care găsim aceste personalități pe care noi le-am numit repere intelectuale ale dreptei. N-aș vrea să creăm o altă confuzie. N-aș vrea să se creadă că aceste personalități sunt militanți ai dreptei. Nu. Spunem că pentru dreapta românească aceste personalități sunt asumate ca repere. Altfel spus, noi cei care credem că avem nevoie de o dreaptă politică în România, spunem în același timp că avem nevoie de o constelație de valori pe care să ni le revendicăm. Noi revendicăm aceste valori, chiar dacă ele, într-un fel sau altul, cum ziceam din interviuri, chiar pun la îndoială dihotomia stânga-dreapta. Dar dacă e nevoie de coerență în România, dacă vrem să construim o țară în care pe cât posibil să dispară minciuna și calomnia, insulta, o țară în care să reclădim valorile adevărate, atunci avem nevoie de aceste repere. Iată de ce este importantă această carte. O nouă solidaritate trebuie construită în jurul acestor repere intelectuale.